găsit, doamnelor și domnilor, ediție specială, femeie absolut extraordinare în clipele următoare. Atenție mare, cu cine jucăm azi? De la aeroport, direct în platoul exclusiv VIP, Vlăduța Lupău, declarații unice despre cei mai iubiți băieți din viața ei, care au răsfățat-o ca nimeni alta la ceas aniversar. Continuă seria dezvăluirilor și acuzațiilor incendiare în scandalul șocant de la Belciugatele. În scurt timp, doar la Exclusiv VIP. În premieră la Exclusiv VIP, cu ce se ocupă Denisa Filcea, soția celebrului Flic? Ce pregătește mama fiicei domnului Rimă? Aflați imediat! Este incendiar! Detalii în curând! Alexia Eram, fiica Andrei Esca, dezvăluiri în exclusivitate, în doar câteva minute. O să fie bine, doamnelor și domnilor, după cum vedeți. Până atunci însă, ce să zic, ne bucurăm foarte mult că o vedem în platoul nostru în carne, oase, talent și emoție pe Vlăduța Lupău. Fanii aplaudă, doamnelor și domnilor, Vlăduța într-o bun găsit, bun găsit. O salut extraordinară. Să rămână. Te pup. 3, și 2, 1 spus. Și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Vlăduța să trăiască, Vlăduța să trăiască. Nu mă luam concert că te faci de râs. Iar mă gândeam ce bine ți-ar sta în deschidere pe 23 la Sala Baladului. Doamnelor și domnilor, până atunci însă, domnule, am primit o vârstă frumoasă, 33 de ani, vârsta lui Iisus, deci, da? Știi tot, văd. Păi, dar nu ne-am pregătit noi. Ți-ai făcut temele, exact. Doamnelor și domnilor, din partea Arde să avem aici, deci pentru corpul tău, care este absolut perfect, un ulei bogat de migdale biologic, bio, ce tot pentru acasă, masaj. Ce mă duc acasă, tata mă unghe. Mulțumesc frumos. Cadou pentru Vlăduța de mulțumesc, la Oana Turcu. Mulțumesc. Te rog să iei. M-așez aici, am primit. Dar eu zic să te așezi. Acum când ai făcut prezentare, n-ai spus că și în premieră sunt la voi. Așa este. Deci, Adriana, ia o piatră în gură, că n-a mai venit fata la noi, da? Sau, mă rog, poți să iei și altceva, dar o să ne explici. El gătește de obicei, dar... Da, m-am întâlnit pe hol, am vrut să întreb ce poate să ne dea să mâncăm, dar numai bine că vă să văd acum. Pentru tine o să facem niște clătite umplute cu brânză de capră, spanac, merge. Și o ceafă de porc amețită. Amețită de ce? Că am pus niște alcooli, băgă niște gin. Băi, eu zic că ceafa o lași pentru noi, pentru bărbați, că nu văd eu pe Vlăduța mâncând ceafă de porc. Decât... Eu nu, da, într-adevăr nu prea sunt cu carnea foarte, foarte mult, dar asta cu clătita, cu spanacul, cu brânză de e, capră, bine, perfect. Că suntem pe aceeași. Deci mai nimerit. Și bine, păi, oricum mie îmi place foarte mult mâncarea, adică n-aș refuza nimic. Și nou. Mă, stai o secundă, că și mie îmi place mâncarea, dar la mine se vede că îmi place mâncarea. La tine cum de nu e se și vede? Și la mine, dar uite, mi-a luat o sacou așa mai larg. Nu-i adevărat. Nu se... Am intrat în culise, la machiaj, unde Vlăduța încă nu avea acest sacou. Vă rog să reformulați. Arată foarte bine. Îți mulțumesc, Ro, dacă mă mai lauzi așa, mai stau, vin și mâine. Da, hai, până pe 23 aici suntem. Mai vin săptămâna viitoare, într-adevăr, că tot am treabă importantă în București, sâmbătă viitoare, vin de la începutul săptămânii, deci dacă cumva mai faceți mâncare bună și tot o ții cu laude, pot să mai vin. Da, uite, dacă vrei, Andreea, Marin, oricine vrei tu, laudă mâncarea făcută de noi. Avem aici imagini foarte frumoase cu Vlăduța. Hai, da, ios. La concertul din vară. Probă de copil, probă de copil. Da, aici eram la mare, aici eram cu de aniversare a băiatului mai mult, meu. Cu mami sau cu tati? Lumea e foarte împărțită. Ca de obicei. Da, dar important e că seamănă cu amândoi până la urmă și de nu ne supăram niciunul. La ce seamănă cu tine, la ce seamănă cu ea? Eu cred că aici, la partea asta de la ochi în sus, seamănă cu mine și de la ochi în jos, seamănă cu Adi, cu la soțul temperament? Meu. Până acum cred că cu mine. Adică cum este? Mai hotărât? Hotărât, ambițios, nervos. Bine, deși cred că e așa o caracteristică a tuturor copiilor de vârsta asta, un an, jumate, doi, trei, că încă nu înțeleg
multe lucruri și atunci totul cred de că se cuvine și voi orice. E adevărat. Până începem un pic cu educația. Așa, tu o să fii mama fermă care o să zică aia, da. Eu așa mă declar, păi nu știu dacă se va schimba ceva sau nu pe parcurs. Stai că să-i face plăcerile. Da, bine, și eu îi le fac, dar vreau să îi le mai tai mai târziu. Da? Bun, când spui că ești nervoasă, te referi la o nevoie de perfecțiune, să fie totul exact, aliniat. Exact, adică nu-s nervoasă așa că nu-mi place cum să uit, nu știu, bei cu porniz sau lumina e caldă, da, sau e rece și nu-i neutră. Așa, pentru că sunt foarte perfecționistă sau, mă rog, încerc să fiu perfecționistă și de asta, dacă nu-i ca mine, mă enervez. Da. Și până la urmă trebuie să fie ca mine. Fac clătitele bine, că dacă nu sunt ca ea, ne enervăm. Foarte frumos. 33 de ani, o vârstă foarte frumoasă. E o vârstă de maturitate. O vârstă la care ai obținut succesul pe care ți-l dorești. Pasul da. Cu sala Palatului era da. De așteptat. Era în plan de mult să fac un concert la sala Palatului, dar a venit pandemia și nu am reușit. Uite, iată, acum, în 2024, când am împlinit 33 de ani, cred că asta cumva era momentul. Și aici este și afișul, exact. O să vin cu primul meu concert, iar asta facem show sâmbăta următoare, adică pe 23 martie la sala Palatului. Sper să mai găsească cei care își doresc bilete, pentru că sunt foarte, foarte puține, din câte le urmăresc așa zilnic. Da. Și tot zic că sunt ultimele, sunt ultimele și chiar sunt ultimele. Da, deci mai aveți ocazie, într-adevăr este da. O distribuție senzațională. Le găsiți pe Facebook, Andra, Instagram. Nicolae Furduian, cu Damian Drăghici, Adrian, Nicu Maria Paleru, Dragomiroiu, Plăieș și Pindu și o exact. Orchestra Lăutari din Chișinău cu maestru Botgros. Maestru Botgros, este nebunie o distribuție totală. De excepție. Cred eu. Și eu vrei să spui că o să cânt și populare, dar și altceva. Tocmai nu? Asta vreau să punctez și să știe foarte bine. Ăla, exact. Tot pe drum îl văd în fiecare dimineață când duc băiatul la școală, văd afiș. Zic, dar de ce e de dor? După care, eu fiind adormit la ora aia, praf, știi, mă trezesc la 7, duc copilul până la 8. Și pe aia mi-a zis, pentru că o să cânte și d-alea, exact, vezi? Uite că lumea uneori în comentarii zicea, păi de ce combin lucrurile? Adică, păi, nu știu, de ce nu? Cântă Pindu cu, nu știu, Furduiacu, să zic așa. Dar lumea trebuie să înțeleagă că eu am abordat de-a lungul carierei mele repertoriul muzică populară și muzică de petrecere plus muzică macedonească și atunci am zis că fiind primul concert, fiind atât de mare în cariera mea, trebuie toată. Exact, nu pot, poate tu vii să mă asculti cântând populară, dar poate celelalte pe lângă tine, celelalte da. Ca un al spectatorului vrea să asculte celelalte absolut. Piese. Și absolut. Atunci ca să fie așa o bine pentru toată lumea și mai ales că masă de revelion și daia și daia exact, și daia. Exact, daia. Ale ce-ți place. La final să zici, mă, ceva tot a fost bine. Adevărul e că și ceilalți artiști cunoscuți care au mers la sala Palatului le-au luat pe toate, după care Andra a pornit pe tradițional, după care a pornit pe a luat feliile, știi, și după aia le-a făcut. Doamnelor și domnilor, Vlăduța, într-adevăr... Eu zic că o să fie un spectacol minunat, l-am pregătit așa cu mult suflet, încă sunt în pregătire, astăzi chiar acum am aterizat de la Chișinău, am venit de la repetiții. Am luat-o de la aeroport, exact. Pac, și am adus-o aici. Și eu cred că o să fie pe placul celor care o să vină. Și sunt într-un număr mare, adică să umpli sala Palatului nu-i foarte ușor, mai ales că nu sunt un artist din București. Eu publicul cel mai mult al meu cred eu că este acolo la mine în Ardeal, dar având în vedere că mă ocup de promovarea acestui concert din mai puțin de o lună, pentru că nu am vrut, din 23 februarie am început să mă foarte ocup bine. De promovarea lui și are loc în 23 martie, deci într-o lună să umpli, să zic așa, sala Palatului, mi se pare că totuși am făcut ceva bine și asta o să vedem în rândul spectatorilor în funcție de aplauzele pe care o să ni le dea. Da, e foarte frumos, doamnelor și domnilor, o să fie un moment cu siguranță interesant de urmărit, o să fim și noi în culise. Acum, dacă o servim fata cu clătite, cred că o să ne lase în culise. Deja aveți invitațiile aici, deci lista e făcută. Da. Eu doar vă aștept. Pe și... Auzi, da. Cu ori bine să fie ziua ta pe 8 martie? Ca în loc să primești de două ori cadouri, primești o singură dată. Când eram mică, eram foarte fascinată. Că ziua mea era pe 8 martie și acum sunt, pentru că e o zi specială. Absolut. Dar celebrează femeia. Da, exact. Dar mi-am dat seama după aceea, odată cu vârsta, că toată lumea zice la mulți ani la toată lumea, nu mai contează și lumea... Nu nici la mulți ani m-a Vlăduței. Exact, nu? Bă, nu-i numai mie. Dar eu în familie am avut grijă să mi se zică doar mie. Și atunci am rezolvat problema asta mea. Bun. E frumos să fii de 8 martie. Ce ai primit de ziua ta și ce ai făcut de 8 martie? De 8 martie a fost, de fapt am ajuns noaptea, ca să fix cu un minut înainte, am ajuns la 12 noaptea din vacanță. Cumva acolo mi-am observat. Am fost în vacanță în Maldive cu familia. Foarte frumos. Am venit, am ajuns chiar cu un minut în casă, deci de ziua mea am intrat în casă și chiar pe 8 martie a fost primul an în care am ales să cânt, pentru că eu aveam așa o regulă de la care am zis că nu mă abat, de Paști, de Crăciun nu cânt niciodată și nici de ziua mea sau de ziua copilului meu. Dar uite, m-am abătut de la asta cu ziua mea, pentru că... Cine te-a convins?
m-au convins prietenii la care trebuia să le cânt și am zis ok, hai să încerc și asta, mai ales că e o zi atât de cu un motiv atât de mare de bucurie pentru atâția oameni. O și trecut mult de la Revelion când oamenii s-au distrat foarte mult, deci clar o să fie o zi frumoasă. Și m-am gândit că o să mă simt specială pentru că lumea a fost bine? Da, a fost foarte frumos. Oamenii m-au așteptat cu tort, cu urări, cu flori. Ce cadouri ai primit? Păi ce primesc fetele? Haine, poșete. De astea, ce ne plac nouă. Da? Exact. S-a orientat lumea, ți-a făcut cadourile pe care ți le doreai, da? Prietenii care mă cunosc știu exact ce-mi trebuie și atunci... Ai uite, treaba. Chiar și pantofii ăștia care îi port astăzi în picioare i-au fost cadou și foarte am zis frumos. Că inaugurez aici la voi. Foarte, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Este limpede, așa cum o vedeți pe Vlăduța, că este o personalitate... Ce scrie acolo? Nu, totul trece. Totul trece. Asta e o chestiune de filozofie foarte, foarte profundă și... Era mai tinerică când m-am desenat, să zic așa. Totul trece, lucrurile frumoase însă rămân în amintirea oamenilor, ca să nu mai vorbim că familia rămâne și copilașul este marea ta bucurie. Da, așa este. Și cred Bun. Că la fiecare casă copiii sunt cea mai mare bucurie. Da. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate, că acum dacă am prins-o pe Vlăduța, nu să-i dăm drumul pac-pac așa, până atunci, la clătite înainte... De miroase, miroase bine, asta pot să vă asigur eu pe cei de acasă, aici miroase bine. Doamnelor și domnilor... Întotdeauna. Băi, asta îmi place. Exclusiv VIP. Miroase bine. La Prima TV. După pauză rămânem cu Vlăduța, care și cântă, evident. Continuă seria dezvăluirilor și acuzațiilor incendiare în scandalul șocant de la Belciugatele. În scurt timp, doar la Exclusiv VIP. Înseamnă să vină Vlăduța lui Paul la noi. A terminat clătita asta, niciodată omul nostru n-a terminat ceva de mâncare în 20 de minute. Dar probabil e forțat și de împrejurare, că el știe că trebuie să plec la avion. Și eu mi-am dorit acum ce să zic. I-am băgat și noi puțin cărbune la instalație, da, ca să fie foarte bine. Prin urmare, Vlăduța, tocmai povesteam acum, are un băiețel absolut superb în zodia leului. Nu că n-am ști cum stă treaba, deci va fi un băiat cu puncte de vedere. Auzi, hai că acum să deschid eu un subiect aici. În 2022, când am aflat că sunt însărcinată. Așa. Nu știu dacă mai ții tu minte, dar vă aduc eu aminte acum. Mama ta a răspuns la telefon. Mama mea a dat-o de gard. Eu nu știa nimeni, deci tu ești, cred că, printre primii care fac că era băiat, înțelegi? Pentru că aveai o echipă foarte bună aici care nu s-a lăsat și nu a cedat. Dar noi ne-am obligat-o pe mama. Mama a fost foarte drăguță, noi i-am mulțumit. Ați făcut voi rost de numărul ei și ea, nu știi că eu nu am făcut instrucțiunile de utilizare, să zic așa. Și a zis tot. Noroc că n-aș cum și cum o să-l cheme, pentru că nu știam nici noi, că cred că vedea ce asta. Înțelegi? Deci să încheiem interviul cu mama ta, îl cheamă, zi tu acum, cum îl cheamă? Iair. Așa, da? Deci nu știa mama, dar ar fi spus-o și păi s-a dus, o vorbim maică ta, dar de unde vorbea televizor? Dar cine o sunată pe maică mea? Cine? Cristi Bragu. A, bine. Doamnelor și oamenii doamnelor. Se descurcă. Da. N-a fost cu supărare că mama... Doamne, nu, acum îți dai și mai motiv de râs așa, dar așa pe moment... Te-ai enervat atunci. M-am enervat că, bă, dacă eu azi că nu. Știi că ți-ai zis mai devreme că la mine... Ambiția asta și... Știu. Acum, asta era. Dar n-ai certat-o pe mama foarte tare. Am certat-o un pic, dar mă rog, ai, așa ceartă. Cum poți să-și certe un copil părintele? O, așa, am spus că s-a ofticată supărată, dar a trecut, adică nu... Gata. Doamnelor și domnilor, pe de altă parte, să știi că poți să o pui pe mama ta de două ori. Din punctul nostru de vedere, a fost un interlocutor. Senzațional. Nici nu s-a pus. Dar la fix, în ziua aia a fost. Exact. De o punctualitate minunată, mama. Ceea ce este foarte bine. Vlăduța, așadar, pleacă la Cluj astăzi pentru că are repetiție, a venit pentru noi, ceea ce este absolut minunat și asta se ține minte, ceea ce este foarte frumos. Adică dacă tot am venit prima oară, măcar s-o țin și eu minte și voi minte. Așa este. Bun. Aici, ce mai aflăm? Am aflat și o să vă spunem pe Facebook care este plăcerea vinovată, dar vă spunem și acum că publicul de pe Facebook este altul. Plăcerea minunată a Vlăduței Lupău este... Somnul. Dar știți de ce? Pentru că nu prea are parte de el. Exact. Cât dormi?
Bine, dacă ar fi așa după mine 12 ore pe noapte, m-ar liniști. Wow. Dar nu se poate asta, mai ales că nopțile mele de weekend sunt pierdute aproape în totalitate. Da. Nopțile din timpul săptămânii se mai pierd și acolo, pentru că ăsta micu se mai trezește, mai lapte, mai așa, mai așa. Și atunci nu mai îmi fac un calcul exact cât dorm, doar cât mi-ar plăcea să dorm, aș vrea să spun. Deci este o plăcere vinovată la care visează, cum ar fi. Da. La o să ajung la pensie și o să dorm eu. E, lasă. E bine să mai dormi și pe acum, că trebuie să ai energie pentru ceea ce, da, așa, ceea ce așa, faci. Așa. Există un vis pe care nu ți l-ai împlinit? Mai să știi că absolut tot ce am avut în cap și toate visurile mele au fost realizate, cele pe care le-am avut acum, cu ajutorul Dumnezeu. Deci tot ce mi-am pus în cap s-a întâmplat sau am avut parte de ce mi-am dorit. Încă nu. Sper să nici nu fie, adică să nici nu fie vreun vis neîmplinit. Foarte bine. Sper. Ești tânăr, ai viitorul în față. Eu cred că dacă, nu știu, lucrurile pe care mi-o doresc sunt bune sau nu sunt lucruri care să facă rău cuiva sau ceva, eu cred că Dumnezeu ține cu mine și de acum încolo. Eu îi mulțumesc și mă rog întotdeauna pentru tot ce mi-a dat pe lumea asta, pentru că mi-a dat prea mult și nu cred că... Tu ți-a dat prea mult? Ba, mi-a dat prea mult. Cum adică prea mult? Mi se pare că, ți-am zis... Trebuie să-ți dea mai puțin? Nu știu, nu știu dacă eu merit atâtea lucruri pe care le am în viața personală, în viața de artist, în toată viața mea, adică pe toate planurile e regulă la mine, știi? Știi că dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, povestește-i de planurile tale. Așa de eu nu povestesc, îi spun ce mi-ar plăcea, mă rog, pentru ce mi-ar plăcea, așa cum ne rugăm toți, dar de fiecare dată și mulțumesc, adică... Foarte frumos. Bun, deci, doamnelor și domnilor, lucrurile funcționează, asta este foarte bine, există și, acum, dai seama că nu o să aruncăm noi exclusivitatea așa, dar puteam eu să nu întreb, există și posibilitatea unui frățior și a unei surioare? Toată lumea cred că își dorește, nu? Să aibă un frățior sau o surioare. Asta e întrebarea presei, știi? Ai făcut unul, mai vrei... Da, următorul... Nu numai presei, și a babelor, nu? Mai ales prietenele noastre de pe Facebook. Ne bucurăm foarte mult de băiețelul pe care îl avem, de Iair, și când o vrea Dumnezeu să vină un frățior sau o surioară, să vină, înțeles. Nu? Deci... Posibilitățile sunt deschise, dar nu există programări. Cred că toată lumea își dorește, când are un copil, și un al doilea sau al treilea. Nu știu, de la al treilea încolo nu știu dacă își mai dorește cineva. Dar ai frați? Eu am crescut cu frate și și soțul meu a crescut cu un frate, așa că deci noi știm cum e cu frați. Nu știm cum e să fii fără frați. Da. Se poate și fără și atunci, sigur că da, poate să fie această opțiune. Bun, moda este o plăcere, adică se vede că nu e nimic întâmplător. Uite, da, asta să zic așa, dar în rest să știi că mă ceartă foarte mult oamenii de pe rețelele de socializare, că cine a îmbrăcat-o și pe asta, cum să îmbracă și asta, asta nu se știe îmbrăca, îi trebuie și la vreo un stilist. Deci, poate, nu știu, asta m-am îmbrăcat bine, poate mâine nu mă îmbrac bine, dar mie nu mă interesează. Dacă eu mă simt bine cum am îmbrăcat, eu sunt împăcată cu mine. Uite, de exemplu, nu știu, o ținută, era mai înainte o imagine dintr-un videoclip aici, pusesem ținuta și, mă rog, videoclipul pe TikTok. Da. Toată lumea, wow, toată lumea și pe Instagram, cine te-a îmbrăcat, ce faină roche. Am pus-o pe Facebook, vai, nu te vezi cum arăți, așa să mergi nu știu unde. Dar tu știi că pe Facebook există da, o altă categorie de vârstă. Și da. Exact, categoria de vârstă e foarte diferită, așa că depinde unde postezi și unde ce oameni te văd. E foarte bine. Te-ai obișnuit să nu mai iei în seamă? Da. Deci, cum faci? Am avut, nu te enervezi? Am avut de lucru mult, așa să zic eu, cu mine la partea asta de a înțelege reacția din partea oamenilor și reacția, mă rog, negativă, dar am început să nu mai citesc sau și dacă citesc să nu ai mai... Ai om care blochează? Nu, n-am om care blochează, eu nu blochez persoanele, îi las acolo să fie supărați în continuare. Că... Dar nu citești? Și dacă le citesc, îi las. Că dacă, nu știu, tu îmi scrii mie ceva rău. Așa. Eu te blochez pe tine, păi tu nu mai vezi. Și mie poate merge tot bine, știi? Lasă să mai te amărăști și mâine și poi mâine. Eu am o singură limită, cine îmi jignește copilul... E, nu, la copii acolo la revedere. Altă treabă, dar nu am avut. Chiar de copil nu s-a legat nimeni încă. Și nici nu cred că ar fi frumos să o facă. Uite-te ce se întâmplă și cu Măruță și cu alți copii. O avem da, și noi acasă și Tudor publică, își primește. Așa este. Dar nemeritat, de ce te leși cu un copil? Tu om cu păr alb în cap, înjuri un copil. Ce fel de om poți să fii? Pentru că e copilul cuiva. Dar asta eu am zis-o mai demult într-un interviu și nouă. De ce tu, ca om, nu știu, din spatele unui telefon sau unui calculator, lași comentariu mie că-s persoană publică sau ție că-s persoană publică? Pentru că ei spun, dacă ești persoană publică, trebuie să te asumi. Sau dacă ești copilul unei persoane publice, trebuie să te asumi. Nu, de ce trebuie să te asumi? Nu trebuie să asumi niciodată jignirile. Exact. A, că ai o părere contrară. Dar tot criticat am fost, așa că mai bine tac din gură și dacă mă spui chestia asta, uite de rochița asta era vorba.
e de scenă, nu? Păi de scenă, că doar nu mă duc cu ea așa la piață. Ce, pentru alea priveghi, așa? Păi nu, era un colaj, era de scenă, da? Na. Acum, na. Nu toată lumea înțelege. Doamnelor și domnilor, deci, să lăsăm oamenii să-și facă treaba. Prin urmare, pe 23 martie aveți puțină treabă. Ați văzut că e lume bună acolo, pe lângă Vlăduța, care cu siguranță mai are multe lucruri să vă arate și să vă povestească, dar pe care nu vi le spun acum. Știi că am mai auzit chestia asta. Știi, ca surpriză? Păi ca surpriză e surpriză. Exact, surprizele o să fie pe scenă. Că acum, dacă le spun acum, zice, a, pe le-am auzit, știu cine o să cânte, ce o să cânte, nu mă mai duc la spectacol. Cum a fost în Maldive? A fost frumos, îți dai seama, ca în orice vacanță, adică oriunde ai merge, nu știu, și când mă duc până acasă la ei mei, fiind 2-3 zile libere pe care eu le consider vacanță, e frumos, dar pentru că am mers într-un loc atât de special și frumos, a fost, nu se putea decât frumos. Bravo. Ne-am relaxat foarte mult. Și am profitat acolo de momentul pe relaxare mai împreună. Degrabă. Pe shopping e în altă parte. Da, că... nu, acolo chiar, nu știu, cine a fost știe, este doar de relaxare, că nu-i de shopping, nu-i de tămbălău acolo la ora și se-și face noapte mai repede, la 6 deja e întuneric, deci e chiar pe relaxare. Îți place mai mult gen Maldive sau gen Dubai, unde e agitație? Gen Maldive, pentru că eu ți-am spus cum sunt în lipsă de somn, acolo m-am putut odihni mai bine. În general la mare? Da. Da, și muntele îmi place. Îmi place natura, în general, mie. Tu mă unde vrei, că eu vin. Vacanță să fie. Deci nu ne supărăm. Da, te exact. Rog frumos, fii un Adrian Bucătaru minunat responsabil. Ia, se poate mâna... Ia. Eu sunt gata, o aștept aici de așa. Sigur. Să vin? Stai așa, ia să vedem. Da, doamnelor și domnilor, eu aduc farfurii. Doamnelor și domnilor, exclusivitate, exclusiv VIP. Cristi Branco servește pe Vlăduța lui Vău, adică normal. Nu așa. Filmat, adică, dați-mă în promo, da? Nu știu dacă... Nu știu cum să fac, stai așa. Deci tu nu pui mâna, nu pun eu. Mâna, da? Da. Lași microfonul. Las. Lași microfonul și guști să vedem. Acum să te văd, bărbate, ce zice invitata noastră. Dau greș cu rețeta aia. Apropo, am înțeles că este și de post săptămâna asta. Da, de la doamna Aman. Stai că nu auzim pe Vlăduța, mai întâi să guste și după aia vedem. O avem și pe doamna Mărioara Aman, care o să binecuvânteze. A venit Maica Preoteasă, o să vedem exact dacă zice, domne, aghiazmă mică, aghiazmă mare. La microfon acum, dacă a fost bine. Ai combinat foarte perfect gustul ăsta de brânză de capră cu spanac. Și ai mai pus aici ceva, nu știu, roșie, parcă, nu? Da, este o pasată de roșii. Foarte, foarte bun. Și foarte l-am gratinat-o puțin. Foarte mai fă trei, că mai am niște colegi care mă așteaptă la aeroport. Clavion, mai sunt încă vreo trei, dacă se poate. Să le duc cu mine, să nu scap, mă duc. Și alea două autobuze de prieteni de spate, să avem grijă de ei, da? E foarte bine, da? Deci asta da. Nu... Asta e rămânea ta, da? Mi se foarte frumos. Da. O rugăm pe Vlăduța să meargă, să ce piesă ascultăm? Una dintre cele mai iubite piese ale mele, Până la Stele, se numește și uite, o să o și cânt la Sala Palatului, deci da. Să veniți. Da? Pe 23 martie aveți Întindere cu Vlăduța într-o sală mai mare decât a noastră. Până atunci o invităm la locul de cântare. Sigur, acolo sigur. De unde se vede băiatul tău. Noi continuăm după pauză. O vedeți și pe Denisa, soția lui Flic, dar ea nu este numai soția lui Flic. Și între timp vine doamna Mărioara. Bombo să fie! Să ascultăm piesa. Tare dor, mi-e tare dor. Cale
Superbă piesă, aplauze! Îi mulțumim, Vlăduțe, îi pleacă la aeroport, așa, florile. Clătita a rămas acolo, da? Imediat Clătita. Și alea patru, da? Alea patru, da? Fii atent, te rog frumos, o preiei tu pe Vlăduța. Alo! Ești atent la Vlăduța ca să mănânci și să fie tot. Doamna Mărioara, ce faceți, doamna Mărioara? Bine, stați acolo și vorbiți că vin imediat bine, la dumneavoastră. Bine, Cristi, te aștept la mulți ani, Cristi, să ne trăiești. Eu, dumneavoastră, să ne trăiți, doamna Mărioara, sunteți absolut grozavă. Ce faceți? Bine, mulțumesc că am venit la tine, mi-era tare dor de tine. De ce ați venit, doamna Mărioara? Am venit să zic la mulți ani, să ne trăiești, să fii sănătos. Da, veniți, doamna Mărioara, să ne pupăm așa ceva. Păi da. Să fii sănătos. Nu m-a salutat pe mine, doamna Mărioara? Anul ăsta nu ne-am văzut deloc. Da, doamna Mărioara, dar ne-am văzut anul trecut, adică anul a fost treabă bună. A fost treabă bună și îți mulțumesc pentru toate invitațiile tale, ești cu mare drag. Dar stați așa că noi avem o treabă foarte frumoasă, că doamna Mărioara a venit pentru o cauză frumoasă. Așa iată, este. Acesta este afișul, să-l avem și noi în ecran. Este un spectacol umanitar, pentru un băiat pe care îl cheamă Florin Stanga. Puteți să-mi spuneți povestea lui? Da, este un băiat care are 37 de ani și are 5 operații pe creier și a 5-a a fost foarte grea, în sensul că nu se poate scula, nu poate să meargă. Și am venit alături de el pentru că are 3 copii, dragii mei, 3 copii. Veniți alături de noi. El are 3 copii? Da, toți copiii și o soție minunată și frumoasă și bună. Și o mamă care plânge. Uite ce fete mare are, extraordinar. Un băiețel de 4 ani și 2 fete. El a fost un om care cu 3 copii și la un moment dat a ajuns în această situație. La 5-a operație. Și de asta măicuța lui a plâns și eu i-am auzit plânsul și am venit alături de... Avem aici Nico, Elena Gheorghe, mi se pare corect, Mario Fresh, Romeo Zaharia, Elena Merișoianu, Steliana, Sima Mariana Ionescu, Căpitănescu, Grigore, German, prietenul nostru, Gabriel Dumitru, prietenul nostru, Raluca Diaconu, Daniel Trifo, Valentin Grigoriu, Florin Grigore, Marina Roșu, Mariu Raman, Doina Ilfovului, Mlădiță Ilfovene, Andra Mihal, ce-a zis și prinții, prietena noastră. Prinții aici cu noi și trupa Pasitos. Foarte și bineînțeles frumos. Că prezintă Liana Stanciu Liana și vine Stanciu. Părintele Vasile Ioana să ne rugăm împreună. Scris, că ea a scris o carte minunată împreună cu părintele Vasile Ioana, ceea ce este, într-adevăr, va fi un moment superb. Pentru că începem spectacolul cu o rugăciune. Ce frumos! Așa am conceput acest spectacol să fie deosebit și, bineînțeles, că așteptăm la fostul cinema Luceafăru, da? Da, da, da. Sala știți? Unde, fostul cinema Pro, așa. Unde se întâmplă foarte multe evenimente. Exact. Luceafăru, la Piața Universității. Și mulțumesc pe această cale, domnului Patrick, că e minunat. Ne-a dat sala gratis, ne-a primit cu brațele deschise și pe toți cei care sunt alături de noi. Asociația Credința Unește Mereu și, bineînțeles, KLM, care ne face afișele, flyere. Toate asociațiile care vin în sprijinul nostru și tuturor artiștilor și, bineînțeles, că dumneavoastră publicului, care veniți pe data de 18, adică luni, când începe postul, dragii mei, e prima zi din post. Veniți alături de noi să ne rugăm împreună, să ascultăm cântece frumoase alături de cei mai frumoși artiști cu foarte suflet frumos. De aur. Bun. Mai un minut vreau să stau cu dumneavoastră. Momentul este absolut minunat. Da. Vezi că o trimit pe doamna Mărioara să-ți guste din... Da, mai vreau și eu să spun ceva, lasă-mă. Da, spune-ți, doamna mă. Da, așa ceva. Mulțumesc pe această cale Centrului de Cultură Ilfo și, bineînțeles, Consiliului Județean și Inspectoratului Județean Ilfov, că m-a ales între cele 10 femei de succes ale Ilfovului. Este și Mariu Raman. Păi da. Și a fost mare onoare pe 8 martie să fiu acolo alături de cele mai mari personalități. Asta voiam să vă zic, ce ați făcut de 8 martie. Păi asta vreau să spun. Cine mai fost lângă dumneavoastră? Ca să vedem corifei de corifei. Au fost numai doctori, au fost numai oameni importanți din Ilfov. Foarte deci drăguț. Am 40 de ani de când sunt în Ilfov și acești oameni mi-au recunoscut și mie, să zic, calitățile. Și am vrut să le mulțumesc pe această cale, pentru că merită, pentru că atunci când ești, știu eu, aniversat la o zi atât de importantă, 8 martie, e mare lucru, domnule. Păi da. Să-ți dea o distinție atât de importantă, 10 din 10, 10 femei doamnelor, de 10. Doamnelor, ce o doamnă spun? De 10, cum s-ar spune, așa doamna Mărioara Aman, foarte frumos. Fetele bine? Fetele bine, toată lumea bine. Elena a scos un cântec frumos. O așteptăm, odată cel mai bun om de pe pământ. Să fie și pentru tine
din partea soției tale, cel mai bun om de pe pământ, urmăriți acest videoclip al Elenei Gheorghe, care vă spun eu că este minunat, frumos și un cântec adevărat pentru bărbații adevărați. Pentru bărbați adevărați, doamnelor și domnilor. Așa este. Și pentru Cristi Brancu, la mulți ani. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Ocupăm pe doamna Mărioara. Nu uitați, intrați, mergeți în acest demers caritabil pentru un om care are nevoie de ajutorul vostru. Vă rog frumos, puteți să fiți acolo la spectacol. Rețeta este absolut senzațională și un moment de mare încărcătură. Mulțumim, doamne Mărioara. Ia să auzim. După care, la mâncare vine doamna Mărioara. Adată s-a făcut la bucătărie când v-a văzut. Uitați-vă. Să fie gata totul. Doamna Mărioara, cântați că mă duc să iau extintorul. Te rog. Crește. Să aveți grijă de părinți, cât trăiesc să îi cinstiți, după ce nu vor mai fi, Doamne, cum ne-am dorit. Am dat și ani de la noi, numai să vină înapoi. Am dat tot ce am strâns în viață pentru o singură povață. Averii mai presus decât copiii tăi nu-s. Ei sunt rodul tinereții și sunt bucuria vieții. Le-am spus la copiii mei că atât vreau de la ei. Povața să ne-o asculte și nici când să nu ne uite. Pentru o singură povață.
În premieră la Exclusiv VIP, cu ce se ocupă Denisa Filcea, soția celebrului Flic? Ce pregătește mama fiicei domnului Rimă? Aflați imediat! Este incendiar! Detalii în curând! Să-i fac o serenadă? Nu, vreau un lighean cu apă rece pentru picioare. Mai sunt câteva zile până la sfârșitul anului. Mâine merg cu tata la doctor. Hai, curaj, Ionica. Aș mai avea eu ceva, mi-e dor de niște poale în vrâu. De ce râzi, mă, răule, răule, de ce râzi? Și zici că ai mai avea niște poale în brâu? Da, mă, am nevoie de niște calorii. Păi atunci de ce nu te servești? Le-am pus la tine în dulap, căzul nu te mai ostenești căutându-le. Știți cu toții aceste secvențe, pentru că filmul Licen este în continuare în topul de audiență al românilor. Ați văzut trei băieți acolo, Ștefan Bănică Junior, superstar, Mihai Constantin, un nume de mare calibru al teatrului românesc, și al treilea, colegul lor de cameră, este Dan Cociș, pe care într-o perioadă nu l-ați mai văzut deloc. Însă acum, după 30 de ani, poate mai bine de 30 de ani, Dan Cociș revine pe scenă, prin urmare, al treilea licean se întoarce chiar acum la emisiunea noastră. Dan Cociș. La mulți ani, Dane, te pup! Trebuie să vă spunem, o să mai vedem secvențe din film. După cum vedeți, acest film Licenii a fost un film foarte interesant. Dacă vă uitați, de exemplu, un generic într-un rol mai mic al lui Dan este chiar George Ivașcu, mare actor, acum director. Domnul ministru. Domnul ministru, acum domnul Pelican, la televizor, la ProTV. Pe de altă parte, au mai fost și alți oameni care au prins rădăcini din acest film. Dan, ai avut un rol bun acolo, adică... Da, am avut rol secundar. Rol secundar? Dacă dăm timp înapoi și ne gândim un pic, cred că aproape toți care au jucat în film de-a lungul vieții au ajuns împliniți, cei mai mulți în artă, bineînțeles. Oana Sârbu, Cesonia, Postelnicu, avem deja aceste imagini pe care le știți foarte bine și o să ne însoțească, pentru că trebuie să vedem, acesta este Dan. După cum vedeți, de mic era alături de Ștefan și de Mihai Constantin, de mic era cu chitara în mână, deci ceva, muzica te îmbia de atunci, nu? Am făcut școala de muzică, adică la vremea respectivă eram singurul. Câți ani aveai aici? Care se ocupă? Puțin. Așa. Am înțeles. 17 ani. 17 ani. Foarte 17 frumos. Ani în primul film și vreo 19 în următorul. Licenii rock and roll. Licenii rock and roll, da. General, tu ai fost în filmele cu liceeni, ai fost acolo. Ca și în licenii și în licenii rock and roll, în ambele. Foarte frumos, vedeți imaginile, într-adevăr imagini foarte frumoase, pe care cu toții le știți, dar nu-l mai știați pe Dan. Dan revine acum. Bun, după... Da, cam așa. Ce ai făcut după... Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Asta era întrebarea de la 30. Am fost vrăjit de lumea afacerilor și tentat ca marea majoritate. Am luat-o pe drumul ăsta. Pianul nu mi-a lipsit din casă niciodată, deci oricum am fost apropiat de muzică. Multă lume știe că la un moment dat am și avut niște investiții în lumea cluburilor, ca să zic așa, și am făcut un club de muzică live care a fost, zic eu, că foarte cunoscut în București, unde am putut să-i vedem pe scenă, un club tribute. Absolut. Nu mai există. Celebru. Da. Celebru, toată lumea s-a adunat acolo. Exact. Măcar exact. A fost lumea în tribut. Exact, da? Toți au trecut pe acolo, deci n-am fost îndepărtat de lumea muzicală. Însă toată viața am rămas cu gândul la muzică. Este ceea ce mi-a plăcut cel mai mult să fac. Pe de altă parte, Dan, la un moment dat a mers și într-o zonă, nu numai a cluburilor, dar și a unor locuri speciale pentru evenimente, unde a făcut... A mers într-un loc de lângă București de referință, în zona Știrbei, ca să-i zic așa. Acolo l-am... Cel mai important centru de evenimente din București a fost. A, exact. Zona de curând. Și acolo l-am regăsit câțiva ani mai târziu, numai că de la un anumit moment, prima dragoste nu se uită.
uită. Și îl vedeți aici, din acele secvențe, cântatul la chitară, pianul, aveau să dea, și toată această experiență avea să dea roade de puțin mai târziu. Și te-ai întors la muzică. Și m-am întors la muzică, compun, scriu texte, le produc, mi-am făcut și videoclipurile, tot aproape în regie proprie, bine, în colaborare cu oameni care fac asta de mult. Primul lucru, am deschis, ca toți artiștii, cred, canalul de YouTube. Așa? Și acolo, prima dată în public, toate creațiile. Am producții terminate, cred că pentru încă un an jumate. Anul trecut am reușit să public 10. Acum una singură, piesa Inim, dar urmează încă vreo 10-12 producții, deci, cel puțin anul ăsta. Te-ai pus bine pe ele. Numai asta fac. Încerc să recuperez și 31 pic de ani. Da. Am mai văzut cazuri, știți, dacă vreți așa să ne aducem aminte, de regizorul Dan Chișu, care până la o anumită vârstă a mers tot așa în diverse zone, până când s-a pus pe film și a făcut 7, adică 8, le-a dat tare. Sigur. Ne-și cunoaște. Foarte bine. Cu drag îl salutăm și pe Dan. Presa scria acum 5 ani de zile. 5 ani. Actorul necunoscut din liceenii, adică mai puțin văzut, Dan, pentru cei care am lucrat în zona de evenimente, n-aveai cum să nu-l știi pe Dan, într-o anumită zonă a marilor evenimente pe care statul român le-a organizat, Dan, da, era corect, pe acolo. Corect. Am făcut festivalul Enescu de 2 ori. Acolo ne-am întâlnit la festivalul Enescu și numai și în alte evenimente de mare anvergură ale României, după care al nostru, după ce a stat în spate, acum trece în față. Și scrie aici că, domne, este milionar în euro. Dă bine. Da, ți-am scris că dă bine. Dă bine, dar mare bine, lucru e să cânti. Există un sâmbure de adevăr în orice, bine. E foarte bine. Da. Prin urmare, avem un milionar aici, Adriane. Puțin respect, te rog frumos. Da, da. Lasă-i un număr de telefon. Sper să fie cea mai mică calitate. Așa. Dar o calitate importantă, pentru că tu poți să cânti acum și să nu ai presiunea, știi? Un om, știi, trebuie să facă ceva pentru a trăi. În primul rând, de vreun an și jumătate, de când m-am apucat de muzică, aproape 2, de când am luat această decizie, nu am mai făcut nimic altceva, deci partea cu afacerile a trecut în secundar și sunt așa, pe cota de avarie. Foarte frumos. Dacă vedeam aici în imagini și pe Cătălin Păduraru, maestru în vinuri, dar și o misiune făcută alături de Adrian Păduraru, fratele lui, chiar că ați fost o gașcă foarte... La întoarcerea mea în muzică s-a întâmplat la festivalul de Floare de Colț, de la Sighetul Marmației, la Ducul Berții, și întâmplarea fericită a fost că festivalul a fost prezentat de Adrian Păduraru. Ce frumos! A fost o generație foarte frumoasă și au fost acele filme, au fost cu adevărat filme de milioane pentru adolescenți. Apropo, o întrebare pe care ți-ar pune orice fel de reporter. Cam câtă notorietate ți-a adus filmul ăsta și cam câte coade fete erau la o coadă simplă într-o zi pentru că erai vedetă? Pe vremea aia... S-a prescris acum, e om serios, nu vorbim. Pe vremea aia, tuturor ne-a adus tot ce ne-am dorit. Ca să vă fac așa o sinteză, să nu intru în amănunte. Adică, mi-aduc aminte, la un moment dat, la Ploiești, ne-a ajutat poliția, ne-a scos cu un aro, o dubă aro, cu gratii, să ne ajute să nu ne calcem picioare publicul care ne-a alergat de iubire, nu să ne facă rău. Dar, te-asfixia din iubire, da. Te-asfixia din iubire, da. Deci filmul a avut extraordinar de mare succes atunci, da? Ca drept dovadă că și astăzi e mai rar, dar este difuzat. Sigur, nu-mi dau seama generațiile noi cum percep treaba asta. Eu am două fete... Se uită mai ciudat așa. Hai să spun ceva, există un canal care chiar în grupul nostru, se numește Cinemaraton, care face audiențe respectabile, chiar foarte frumoase, numai cu filme românești. Așadar, Liceenii este unul dintre filmele care garantează un grad de audiență și din când în când puteți să vedeți iar pe afiș acolo numele lui Dan. Acum ce cânti? Piesa pe care am lansat-o anul acesta și care este o baladă pop. Cred că baladele pop vor fi definitorii pentru cariera mea muzicală. Este o piesă care vorbește despre iubire. Am încercat să surprind acel moment când ești atât de îndrăgostit încât ai senzația că inima ta bate în pieptul ei și inima ei bate în pieptul tău. Există acest... Frumos! Bă, frumos ai zis. Că pentru unii, da, mulțumesc. Că frumos. Pentru unii ține mai mult acest moment, că pentru unii mai puțin. Dar cred că asta ne animă într-o relație.
și am încercat un pic să surprind această emoție. Da, eu zic așa, deci deschidem drumul, îl vedeți pe Dan. Dan o să apară, o să tot apară în următoarea perioadă. Eu public tot pe canalul de YouTube. Ne mai vedem noi. Da, și lumea cred că e foarte, foarte curioasă să vadă, pentru cei care nu te-au mai văzut și la alte emisiuni TV, unde ai mai fost. Noi vorbim de la sfârșitul anului trecut, dar noi am băgat cheia în contact pe 14 februarie și după aceea, uite, într-o lună Dan are ne-am făcut programul astfel încât să vină. Aș vrea să te ascult o piesă de-a ta, să-ți urez mult succes. Mersi frumos. Că noi avem mână bună, adică ce pleacă de aici ajunge departe. Mă uitam acum înainte să intru, primul lucru care frapează, inclusiv pe mine m-a frapat acum, vocea mea de atunci, da? Cu vocea mea de acum. Așadar, acum o voce matură, foarte interesantă. Atunci era de fetiță. Mă, toți am fost cu la 17 ani, niciunul nu era vreun Pavarotti. Acum, auzindu-mă, eram mai fetiță decât trebuia. Da, îți dai seama. Am recuperat pe parcurs. Da, doamnelor și domnilor, a avut niște situații în care vocea lui s-a făcut auzită, cum s-ar spune. Haideți să mergem. Clătițele noastre le avem în sfârșit gata, clătitele umplute cu spanac, brânză de capră. Aici avem ceafa noastră amețită. Sosul acesta de fapt este o glazură pe bază de gin, rozmarin, puțin usturoi și foarte puțin oțet de gutuie. Miroase oțet, ai zis că e amețită în sensul care e și băutură? Da. Deci dacă o să mănânc friptura asta și mă oprește poliția? Nu, nu o să ai nicio problemă. În sensul care nu o să mai vă nici polițistul. Dacă ți-a 10 minute până pleci de aici până la mașină, o să fie ok, crede-mă. Dăm perete în perete, ajungă la mașină. Dar întotdeauna noi flambăm alcoolul, alcoolul se evaporă, rămâne strict doar aroma. Este nimic. Era o piesă celebră. Doamnelor și domnilor, o apariție surprinzătoare și spectaculoasă revine în showbiz în calitate de artist, Dan Cocii. Să-l ascultăm, o voce foarte interesantă. M-am trezit cu tine dimineața. M-am trezit cu tine ochi-n ochi, lacrimați cu geancă pe față, după ce ai plâns atâtea nopți. Inima, inima-ți cântă, la fel. Inimile noastre cântă împreună. Din dan dom cântă la fel. Inimile noastre cântă împreună. Am două cântă și iubesc la fel. Toate lacrimile tale, tot ce-a curs din ochii tăi am strâns și-am făcut o mare de iubire. Cu ce-ai vrut să-mi spui și nu mi-ai spus.
fel. Continuă seria dezvăluirilor și acuzațiilor incendiare în scandalul șocant de la Belciugatele. În scurt timp, doar la Exclusiv VIP. Și domnilor, mergem mai departe și avem acum o figură publică foarte interesantă, dincolo de faptul că o urmăriți pe, în zona de online pentru ceea ce face și este viral, are un soț absolut extraordinar, dar pe ea trebuia să o cunoașteți mai bine, de aceea este alături de noi Denisa Filcea. Dar ochiul trădează, pare că visează. Bine ai venit. Doamnelor și domnilor, era nedrept pentru Denisa. Bine ai venit. Să punem, tot timpul cred că și ea, domne, Denisa, soția lui Flick. Denisa, soția lui Flick. Domne, dar e Denisa, nu-i soția lui Flick, nu? Exact, dar sunt și soția lui Flick. E adevărat. Ca să ne fie clar, Flick este în spate, prietenul nostru, împreună cu o mogâldeață foarte simpatică, o fetiță absolut superbă, cu personalitate, care a luat-o pe aici, pe holul, pe la noi, da? Să vă trăiască. Cu cine seamănă? Păi tu să spui. Are ochii lui, dar în rest are ceva din aerul tău, așa, misterios, ca să zic așa. Da? Da? În restul lumii ce zice? Cum se votează? Și. Da? Adică, da. Bine, doamnelor și domnilor, la așa prezență elegantă, uite, ne-am gândit de la Ardes, avem un cadou, un ulei bogat de migdale, biologic, numai bun pentru masaj. Mulțumesc. Faci masaj? Foarte. Da. El este ceea ce trebuie. Mulțumesc frumos. Foarte frumos. Bine, așadar, Denisa este alături de noi. Sigur, ai zice, domne, când ești, când jumătatea ta este un om atât de viral, și există posibilitatea de a fi, definită ca fiind soția lui, cum îți faci drum? Păi fiți atenți cum a făcut Denisa, că Denisa face niște chestii extrem de interesante pe care aș vrea să le știți. Ce legătură există între tine și Harvard? Și școală. Da, acum studiez la Harvard. M-am înscris la un curs. Dintotdeauna am fost dornică să știu lucruri, să stăpânesc ceea ce fac cât mai bine și să am cât mai multe informații în momentul în care eu vorbesc în fața oamenilor despre ceva. Așa că am mers la top of the top. Așa. Am mers direct la Harvard. Ce studiezi acolo? Strategii de digital marketing. Mamă, foarte tare. Mulțumesc frumos. Există un, te înscrii, este un fel de, adică, că asta mi se pare foarte interesant. L-aș urma și eu dacă mă gândesc. Da, trebuie să aplici, cum e la Harvard, toată lumea aplică. Trebuie să spui ce ai studiat înainte, ce ai lucrat. Și te selecționează în baza unei... Și ei îți spun dacă ești acceptat sau nu, în urma ceea ce tu trimiți despre tine, ca studii, ca job, ca... Și pentru tine ce a contat în CV-ul tău? Cred că faptul că am absolvit facultatea de matematică. Serios? Da. Deși în digital marketing nu înseamnă numai matematică, înseamnă foarte multe lucruri. Și tu fiind absolventă de matematică, da. Da, pentru că facultatea de matematică este singura facultate, sau matematica este singurul subiect, singura materie, care te ajută la dezvoltarea intelectului. Și atunci cred că asta a contat, faptul că, oricum și marketing e calcule și avem Excel-uri și avem de calculat, adică și făcut. Adică era de așa că poate un AS ar fi fost mai bun, studii economice, că e marketing, chestii, socoteli. Da, nu știu, chiar nu știu. Dar te-a ajutat matematica, foarte tare. Asta cred, important e că am primit, am stat cu sufletul la gură până mi-au spus că sunt, am fost acceptată și pot să urmez cursurile. Bun. Vor fi la distanță? Sau cum te vei duce acolo? Da, nu, este online. Este și cât vei face acolo? Adică cât? Un an? Cât E o perioadă determinată. Undeva la 3 luni de zile durează prima parte. Deci ideea e că sunt 3 chestii diferite. Studiem 3 subiecte diferite. Acum studiez strategii de digital marketing, după care trebuie să-mi aleg alte 2 domenii ca să primesc un certificat mare de studii la ei. Dar pentru fiecare
etapă pe care eu am să o trec, Doamne ajută, voi primi câte un certificat separat. Foarte adică tare. Eu acum studiez strategii de digital marketing, dacă totul e ok, dacă temele mele sunt corecte, dacă proiectele mele sunt bune și examenele sunt trecute cu succes, atunci voi primi de la ei frumos în poștă certificatul de absolvire a Harvard Business School strategii de digital marketing. Băi, după se care mă înscriu la următorul următorul care ar fi? Trebuie să-mi aleg, nu știu încă, s-ar putea să optez pentru Global Business și trebuie să aleg încă două. Eu m-am gândit așa în linii mari să studiez Global Business și partea de influență, cum e acum influența la nivel mondial, cum se câștigă și ce impact are. Dar ce planuri ai tu, Denisa, pentru viitorul tău? Că de marketing online pot să-l înțeleg, știți foarte bine, Denisa își pune în valoare toate calitățile intelectuale, dar și aspectul absolut minunat în postările ei, așa că marketing online este pe bună dreptate, deci e o afacere și într-adevăr funcționează. Da, marketing online am vrut să studiez pentru că e foarte greu în România cu, nu știu dacă sunt neapărat foarte multe firme care știu să facă marketing online. Nu tot ce zboară să și mănâncă, da, și strategii de marketing. Eu fac colaborări, am colaborări pe partea de online și de multe ori am impresia că oamenii care lucrez nu prea au habar. Eu sunt genul de persoană destul de perfecționistă și dacă fac un lucru, ori îl fac și știu că dau tot ce pot și îl fac la cel mai înalt nivel, ori mai bine nu-l fac. Și de multe ori sunt pus în fața unei campanii în care pun o grămadă de întrebări, nimeni nu știe nimic sau mi se pare că lucrurile se întâmplă foarte aiurea. Și atunci am zis, ok, dacă e să fac asta, hai să o fac în cel mai bun mod și să știu exact ce fac. Adică un client când vine la mine și îmi cere anumite lucruri, eu pot să-i spun dacă lucrurile alea îl vor ajuta într-adevăr ca impact, ca generare de vânzări sau nu. Foarte frumos. Deci tu o să-ți faci un business din treaba asta de marketing online. Odată cu primirea acestui certificat. Da, eu și acum ofer consultanță brandurilor pe partea aceasta de strategii foarte de digital drăguț. Marketing. Ce vinde acum? Cum trebuie să fie? Știți că toată lumea a fost o explozie de podcaster, de influencer. Toată lumea postează, toată lumea vrea să facă bani. Dar nu toate lucrurile care apar sau care sunt puse acolo și generează până la urmă. Da, ai fi șocat. Eu am fost. Am făcut la Harvard și facem studii de caz pe branduri foarte mari. Așa. Și lucrurile nu se întâmplă cum se întâmplă la noi. Adică strategiile lor, da, nu sunt aceleași. Banii pe care îi acordă marketingului nu merg către influenceri sau serios. Nu într-o măsură atât de mare cum merg în România. Lucrurile sunt puțin mai gândite, motiv pentru care au și vânzări foarte mari. Adică vorbim de zeci așa, de milioane de euro. Așa o să ajungem și noi sau o să fim în continuare o insulă balcanică mică și agitată? Depinde pe cine e în consultanță. Adică luați-o pe Denisa ca să vă zică care e treaba. Da. Foarte frumos. Bun, avem niște fotografii foarte frumoase. Dar să știi că... Vă să spun ceva ce n-am mai spus la nimeni, vrei? Te rog. Am fost acceptată și la Oxford. Moi, frate, pe aceeași temă? Pe tema branding și marketing, ca să meargă mână-mână, să poți să-ți spun și cum să vinzi, dar să-ți spun și cum să-ți crești brandul. Băi, Denisa, ești și foarte atunci, tare. Mulțumesc frumos, în iunie, cu ajutorul soțului meu, căruia îi mulțumesc foarte mult și care este efectiv eroul meu, vom merge la Oxford pentru că este un curs offline. Așa? Deci va trebui prezență fizică, da, în vară, prezență, da? Prezență fizică, da, în iunie. Chiar astăzi am luat biletele. Ce tare, foarte tare. Prin urmare, Denisa studiază la Oxford și la Harvard cursuri pentru ceea ce cu siguranță este business-ul viitorului, online-ul, dacă ești în online exiști, dacă nu, nu, ceea ce este cu siguranță cu spectaculos. Bun, e foarte bine. Avem fotografii din vacanță foarte frumoase cu voi. El, pe care știți și după denumirea de domnul Rimă pentru oamenii, pentru marele public, ca să zic așa, cum este el ca soț? Că el, cu siguranță, cu umorul lui, când caustic, când dulce, amar, așa, îl puteți vedea în toate felurile. Cât de romantic este el? Romantic? Da. Foarte. Cât te-a surprins ultima oară sau când ți-a făcut așa un gest în care ai zis, Doamne, eroul meu este atât de romantic?
Păi întotdeauna. Să știi că lucrurile se întâmplă constant și cred că ăsta e și un secret, dacă vrei, al unei relații care funcționează și unei relații din care să nu dispară scânteia. Da. Clar trebuie ca lucrurile să se întâmple constant. Atât Așa. Când vine vorba de, nu știu, 8 martie, 1 martie sau ce a fost acum recent, Valentine's Day, dar și în viața de zi cu zi. Dar uite, eu nu aș putea să fac lucrurile pe care le fac dacă nu aș avea parte de sprijinul lui, în primul rând moral, dar și de ajutor în ceea ce privește, nu știu, uite, acum n-aș putea fi aici dacă Flic nu ar fi în spate cu Eva. Așa pentru este. Că nu avem bonă, o creștem doar noi pe Eva și atunci trebuie să ne împărțim cu... Nu vă e greu? Nu e greu, pentru că prioritizăm și, uite, eu temele pentru Harvard mi le fac noaptea, o culc pe Eva. Cred că cursurile online sunt noaptea, la orele lor, nu? Nu sunt cursuri, pentru că sunt... Nu sunt live, poți să le urmărești, da, nu? Da. Ei îți dau un deadline. Și de multe ori eram cu deadline-ul atât de, nu știu, la... Și dacă nu era el, ți era greu. De ce n-ai să ales o bună, totuși? Că, în general, oamenii apelează la bune când nu mai pot. Pentru că eu cred că atunci când decizi să faci un copil, îl faci pentru tine, pentru că îți dorește asta și trebuie să-ți asumi responsabilitatea creșterii unui copil. Un copil are nevoie de atenția părinților și de implicarea lor constantă, nu de o bonă. În primul rând, nu cred că cineva ar putea să învețe pe Eva lucrurile și în ceea ce privește, nu știu, Eva știe literele, știe să numere, are un an și 8 luni, adică e ceva. Nu cred că cineva s-ar implica atât de mult în asta, dar pe lângă asta e vorba Poți de iubire. Poți fi bunicii pe lumea asta o variantă. Da, dar bunicii noștri nu sunt aici. Corect. Nu sunt în București și atunci nu sunt o variantă pentru noi. Și un străin nu aș vrea să aibă onoarea de a sta cu copilul meu. Aia e treaba. Foarte și frumos. Și să mai și plătesc. Da. Bun. E în regulă, am mai citit că tu ești și coach. Da. Eu la bază asta fac. Sunt consilier pentru dezvoltare personală. Am început să lucrez cu copii în anul 2016 la Oradea, când am avut o școală, prima școală de dezvoltare personală pentru și inteligență emoțională pentru copii de la noi din țară. Dar după ce m-am căsătorit și m-am mutat aici, nu am adus business-ul în București, ci m-am reprofilat. Am mutat totul online, acum fac cursuri de dezvoltare personală pentru femei și cursurile sunt online. Uite, Harvard m-a ajutat să îmi vând cursurile foarte bine, la sute de fete. Foarte tare, doamnelor și domnilor. Prin urmare, Denisa face lucruri care au toate șansele către viitor, dar consider și eu că matematica e un lucru care organizează lucrurile. Cum o răsfățați pe Eva? Nu știu dacă te referi cu jucării sau așa, nu. Cum vă jucați? Cum vă giugiuliți? Cum vă răsfățați? Cum... Păi, ne trezim de dimineață. Și cine e cel care, adică Flic este, ce rol joacă? Adică el ia copilul să mai muțărește, face, că nu, noi îl știm pe el în foarte multe ipostaze video, audio, online, dar aș vrea să știu acolo acasă, unde nu-l vedem chiar tot timpul. Da, uite, joacă un rol foarte important în creșterea Evei. În primul rând, fiind fetiță, are nevoie de o conexiune cu tata, evident. Nu doar, dar e importantă. Sunt dimineți în care mă lasă să dorm mai mult pentru că eu stau noaptea târziu să-mi fac temele pentru Harvard. E un lucru foarte important, nu aș, ca eu să fiu odihnită, să pot să mă ocup de Eva. Dar în ceea ce privește creșterea Evei, face absolut tot ce... Dar pot să mă bazez pe el să schimbe un scutec, ba mai mult, nu mă lasă pe mine să o fac, e jobul lui, să zic. Pot să mă bazez pe el să aibă grijă de ea când eu filmez sau... am emisiuni sau alte lucruri, dar în general tot ceea ce noi facem pe plan profesional se întâmplă atunci când Eva doarme. Iar atunci când Eva este trează, ne jucăm împreună cu ea, avem diferite... Doarme mult? Doarme bine, adică? Da, doarme bine. Doarme cam 12 ore noaptea și deci la mai prânz... E timp. Da, doarme... Păi uite, azi, caz concret, aseară s-a culcat la ora 9... La ora 9 ne-am pus în pat, nu știu cât a durat până a dormit și s-a trezit la 9 și 7 minute azi dimineață. Păi e bine, domne, e bine că asta este ceea ce trebuie. Foarte frumos. Uite, voia să ne spună Denisa de un brunch, nu?
Da, da, un proiect. Nu mai stă care mult sunt... și aș vrea să... Adică era un anunț pe care voia să-l facă și cred că e de interes pentru voi. Da, e un... tot pe partea de dezvoltare personală, de a motiva femeile și de a le da încredere în forțele lor proprii. E un proiect unic în România, se numește Branch Motivațional. Am mai făcut și în trecut, nu e prima ediție, dar e o ediție foarte specială. S-au strâns foarte multe fete. Am pornit de la un număr limitat de 25 de locuri și am ajuns undeva aproape de 100, efectiv. Bravo. Nu mai încăpem în local. Vin fete din toată țara și din afara țării, Italia, Spania, Bruxelles, Londra. Ce veți face la branchul motivațional? Păi vom lua masa, e un branch în care eu împreună cu speaker din diferite domenii venim cu informații valoroase și utile pentru fete. Pe partea de life coaching sunt eu și am văzut că a fost Cerasela ieri la tine. Da, da, da. Face parte din speakerii. Cerasela Rogen, da. Da, din speakerii de la Branch. Avem pe cineva care este specializat pe partea de skincare, cineva care vine pe partea de parfumuri să le vorbească fetelor cât de important este parfumul și cum îl folosim corect. Hair care, suplimente alimentare, tot ce înseamnă o femeie de la A la Z. Foarte multe cadouri, surprize și o mare surpriză. Așa. Pe care nici n-am anunțat-o încă. Vom avea o tombolă cu premii extra și acolo la tombolă avem un cadou, un city break. Foarte drăguț. Retreat, da, în cel mai frumos loc din România. Așa. Și cel mai frumos spa din lume, zic eu, din cele pe care le-am testat. Și ne vom petrece timp împreună. Cândva, când poate, câștigătoarea. Nu e ceva bătut în cuie, că nu pot eu să le fac program. Normal. Dar îi va fi ceva, o experiență foarte frumoasă. Doamnelor și domnilor, acum că am deschis ușa, ca să zic așa, și am reușit să o vedem pe Denisa alături de noi, care, cum, după cum vedeți, nu-și mai vede capul de treabă, da? De asta nu ajungea la noi. Vă invit să o urmăriți pe canalele, toate canalele, și pe ea și pe domnul, ca să zic așa, domnul fiind, având o bază de masă foarte mare, ea fiind mai targetată, așa, știi, mai către alt fel de public. Felicitări! Mulțumesc frumos! Să creșteți mari și frumoși, mă refer la cea mică, că voi sunteți deja mari și frumoși. Mult succes la Branch. După pauză o să o vedeți și pe Alexia Ram și mergem din nou la Belciugatele, că e groasă tare. Continuă seria dezvăluirilor și acuzațiilor incendiare în scandalul șocant de la Belciugatele. În scurt timp, doar la Exclusiv VIP. Doamne fine și delicatese, ce ai făcut aici? Aici avem ceafa noastră de porc amețită. Practic, i-am dat față acestui steak de ceafă de porc, apoi am lăsat-o să fiarbă vreo 30 de minute într-un sos pe bază de sos de tomate, gin, rozmarin, foi de dafin, un cățel de usturoi și foarte puțin oțet de gutuie împreună cu niște zahăr brun. Și avem și o garnitură mult mai light, aș putea spune, cartofior cu morcovior, rozmarin și ulei de măsline. Cam bun, doamnelor și domnilor, friptura nu e amețită. Eu mă simt foarte bine. Avem un interviu cu Alexia Eram. Stați să vedeți pe ce e vorba, după care Belciugatele. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum stai cu trezitul dimineața? Nu vă aud. Foarte bine. N-am probleme cu trezitul. Mă trezesc la orice oră trebuie. Orice oră trebuie. Cine pregătește micul dejun la tine acasă? Tu sau iubit? Nimeni. Mâncăm ori în oraș, ori am pachetele care vin acasă. De dietă. Cel mai bine, că te scutezi de multe chestii, nu? Da, da, da. Adică, mă rog, în weekend doar gătim. Depinde, ori eu, ori el, ori amândoi. Am surprins un moment așa, i-ai dat un trandafir mamei tale, foarte drăguț. Da, am vrut să-i fac dimineața mai bună. Îți place cum mixează mama, cum, ce muzică pune? Da, sunt două frecvențe. Mama pe o frecvență și o trebuie pe o frecvență și au două playlist-uri diferite. Așa că le mixez așa între ele.
i-ai spus tu ei să nu se emoționeze când îți transmite un mesaj de ziua femeii de 8 martie sau a fost invers? Că nu mai știu, am citit ceva pe Instagram și era ceva cu emoții, cu lacrimi, cu... Am avut eu un eveniment și cu mai multe femei din viața mea care m-au ajutat până acum sau care sunt speciale pentru mine sau care mă inspiră și am avut un discurs pentru mama, la care nu mă așteptam să mă emoționez chiar atât de tare și mama e puțin mai... așa se ține mai tare, asta a fost tot. Dar până la urmă a plânsia la sfârșit. Cât de recunoscătoare ești mamei tale pentru tot ceea ce ai acum și pentru tot ceea ce ai devenit? Sunt recunoscătoare pentru părinții mei, nu doar pentru mama, pentru tot ce au făcut pentru mine, pentru educația pe care mi-a dat-o, pentru felul în care m-au crescut, pentru felul în care m-au susținut mereu în tot ceea ce fac și, evident, fără ei nu aș fi ajuns aici. Cum este relația ta cu Aris, cu fratele tău? Mult mai bună de când am mers în America Express. Suntem mult mai uniți. Spuneți așa secretele, adică tu știi despre el chestii mai intime, el despre tine? Cred că, mă rog, ar trebui în familie sau ca frații să știi tot unul despre celălalt. Da, vorbim foarte des. Cu Mario cum merge? Foarte bine! Următoarea vacanță împreună, ați ales deja o destinație, știu că vă plimbați foarte des. Acum ne plimbăm foarte des, da, iarna, că în rest avem treaba acasă, mai avem de muncit, poate în ianuarie. Te-ai luat mașină nouă, ai și tunat-o, ce-ți mai dorești pentru tine? Poate un nou apartament la mare, am văzut că e la modă să își cumpere vedetele case la mare. Momentan, pentru viitorul meu, vreau să mă dezvolt cât mai mult pe plan profesional. Lucrez și la ceva secret, dar care o să vă spun când o să fie gata. Și să fiu fericită și sănătoasă. Când ai spus ultima dată sau cel mai recent te iubesc, mă inspiră tricoul mamei tale? Azi dimineață, când a plecat mare de acasă. Cum îți place să-l caracterizezi pe iubitul tău după atâta timp, după atâția ani de relație? Pentru că voi sunteți împreună de mult și sunteți așa un cuplu foarte închegat. Mulțumim frumos! Cum să-l caracterizezi? Este un băiat extraordinar, șarmant, călduros, acolo pentru mine, mă susține de 8 ani de zile. Am crescut împreună, ne-am schimbat de-a lungul timpului, dar am evoluat împreună și nu separat. Adică am încercat să mergem amândoi pe aceeași lungime de unde, evident, ca să meargă relația noastră. Este bărbatul lângă care te vezi toată viața? Evident. Scriu o carte despre tine și dragostea pe care o faci, dar mi-ar lua prea multe zile și nu aș mai avea din să-mi spun că te iubesc de mort. Frumoasă familie, cea mai simpatică graseiere din showbizul românesc. Doamnelor și domnilor, la Belciugatele, astăzi avem o declarație a unei surse anonime în legătură cu niște situații care s-au întâmplat acolo. Repede să vedem declarația care ne-a fost trimisă în scris pe adresa de mail a emisiunii Exclusiv VIP. Localnic din Belciugatele, cu o lună mai înainte, doamnei Belantoni îi ia foc o dubă parcată lângă fermă. Imediat la 10 minute de la începerea incendiului, o televiziune era acolo la o distanță de 30 de kilometri de București, care nici la cea mai liberă oră acea televiziune nu ar fi putut ajunge. Nu faci mai puțin de 30 de minute cu mașina, iar pompierii au ajuns la 10 minute după, adică la 15-20 de minute de când a fost făcut apelul. Asta este prima declarație care vrea să demonstreze practic că Amalia concertează aceste apariții pentru un scop de promovare sau de provocare. Amalia este alături de noi. Ce zice Amalia? Bună seara! Păi, ce să zic, fraților, în momentul în care dai declarații anonime din start, nici măcar nu ești luat în considerare. Doi la mână, apelul telefonic care a denunțat, care a pus că este acolo, a spus că este acolo un foc, că a pornit de la un sătean. Eu am fost anunțată de asemenea, am ajuns după 35 de minute eu și... Și la 10-15 minute după sosirea mea au sosit și pompierii. N-a fost nicio televiziune prezentă, sunt... N-a, că nici acum nu-i prezentă, că s-a rupt legătura.
Da. Denigratoare pentru procesele pe care le-am intentat acestui individ care din cauze politice, repet, nu este cadrul emisiunii, dar sunt doar niște cauze politice care sunt folosite ca și imbol de campanie, cu mare nerușinare vreau să le spun, pentru că nu este corect ca în această Românie să ajungi la violență împotriva femeii și să-i dai trei pumni la coaste doar pentru simplu fapt că are o apartenență la un anumit partid. Nu, este urât, este de neacceptat pentru o societate civilă să avem astfel de elemente și ceea ce vreau să insist este faptul că chiar mi s-a luat și chiar m-am scârbit de aceste elemente care sunt acolo, doar câteva, să știți că nu este peste tot. Invit pe toate femeile care au astfel de probleme în continuare să mă contacteze. Vă mulțumesc pentru dreptul la replică pe care mi-l acordați întotdeauna și de asemenea să știți că eu în momentul de față am treburi mult mai importante de făcut decât să ascult aceste declarații anonime din partea unor foști soldățeni și informatori care din nefericire nu au o viață privată, că nu poți să stai și să instigi și să fii în serviciile unor anumiți din aceștia angajați ai statului, ca să nu mai dăm nici numele și nici probleme, că nu mai terminăm niciodată, Cristi, dacă stăm întotdeauna așa, care sunt puși doar pentru a mă denigra cu gândul că eu voi fi speriată. Nu mă sperie nici măcar incendiul pe care l-am suferit, nu mă sperie nici infracțiunea de slutire pe care am suferit-o, nici cei trei pumni în coaste, nici faptul că am fost amenințată cu pistolul de acest șef de port că voi fi împușcată, nu mă sperie nici măcar tot ceea ce se întâmplă acum într-un grupuleț acolo local în care sunt batjocorită și sunt denigrată în toate felurile. Am peste, repet, 80 de plângeri la poliție mai devreme sau mai târziu și cele 5 dosare penale pentru infracțiunea de hărțuire și amenințare la crimă își vor lua cursul. Este doar o chestiune de timp. Eu timpul îl am la dispoziție, da. Dar eu nu accept violența împotriva femeilor. Și ăsta este motoul meu, este motivul pentru care mă aflu în mașină non-stop și alerg pentru drepturile femeilor. Da, Amalia, stai un pic, mai avem un carton din partea acelor surse foarte bine informate și avem și niște imagini. Iar aici aveți de a doua zi de la scandal când soțul, domnul Belantoni, adică împreună cu copilul și câțiva angajați dau roată curții oamenilor cu care s-au certat, având asupra lor bâte și altele. Vedeți în clipuri și sunt niște imagini pe care o să le dăm așa relativ blurat și trebuie să ne explice Amalia dacă dorește, dacă aici vedem, aceasta este o cameră de supraveghere unde domnul Belantoni împreună cu alți oameni ar fi mers, nu știm de unde vin și încotro se duc, se vede că este o poartă probabil a domnului care putea să fie agresat. Nu este o poartă, Cristi, domnul se află la întretăierea două drumuri ca să mergi la magazin, ca să te duci, copiii mei merg pe stradă, se duc la școală pe jos, ca să poți accede la orice stradă, noi fiind în fundătură în câmp, trebuie să treci prin fața porții lui, este obligatoriu. Așa că toate aceste acțiuni anonime de denigrare care se fac împotriva mea, pentru mine sunt pur și simplu de ignorat, pentru că nu poți să stai să apar și să-ți transformi viața ta fără a avea o îndelernicire. El, să știți că se numește videograf, acest domn care ulterior a devenit și anonim, neștiind că videograful de fapt este un aparat de înregistrare, el montează video, cu asta se ocupă, din asta trăiește. Am înțeles. Nu mă interesează evaziunea pe care o face. Aveau băieții bâte la ei? N-avea nimeni niciun fel de bâtă, nu, n-avea niciun fel de bâtă. Faptul că ai un băț în mână, noi avem și foarte mulți câini acolo, exact în fața acestui domn anonim, care crește tot felul de câini, sunt peste 20 de câini, am făcut nenumărate plângeri pentru a fi ridicați, trebuie să te aperi într-un fel de acești câini maidanești, care sunt crescuți exclusiv pentru a fi incitați împotriva noastră. Dar noi fiind în mijlocul câmpului, aduce și pe acești câini, i-a dus în fața porții mele și a înscenat că unul dintre câinii mei ar fi făcut rău unul alt câine. Sunt chestiuni pe care, credeți-mă, mie mi-este scârbă că există astfel de elemente în România care în loc să se ocupe cu educarea copiilor, care să se ocupe cu respectarea legii și cu propovăduirea, că este biserica la doi pași, se ocupă cu agresiunea, să-mi dea mie să mă sluțească și să-mi dea pum la ficat, crezând că doar așa
așa o să-mi oprească gura mare. Eu am gura mare pentru că cunosc legea, am gura mare pentru că sunt mică de înălțime și trebuie să țip ca să mă audă lumea. Asta mi este singurul principiu pe care merg în continuare. Mulțumim. Și credeți-mă că tot ce se întâmplă mă îndrăzește și mai rău. Așa e, Amalia la luptă, doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult. Mai vedeți ce se mai întâmplă mâine prin zonă. Până atunci rămâneți cu Focus, știrile cele mai importante. Noi ne vedem mâine în direct și în reluare. Toate cele bune, pa! Program disponibil pe primaplay.ro.